alții, cercul vieții ce ne zbate din străbuni. Când va crește un pom, dacă îl tăiem, n-o să mai aflăm. De culoarea zării îmi este grea, căci multe a văzut. Vremea e să schimb ceva, s-o iau de la început. Ce oare să aleg acum? Prea multe voci aud, nu disting ce-mi spun. Ce destin, încerc să mă adun. Voi suferi, dar voi porni la drum. Hai acum. Nu faci asta! Nu te mișca! Mă doare! Dacă nu te-ai mișca, n-ar dura atât! Dacă nu ai fi fugit, nu m-ar fi durut deloc! Dacă nu m-ai fi speriat, n-aș fi fugit! Păi tu n-aveai ce căuta în aripa de vest! Iar tu, mai bine ai învățat să te controlezi! Ai grijă! O să te doară un pic. Apropo, mulțumesc că mi-ai salvat viața. E chiar drăguț, e chiar uman. A fost cam rău, a fost cam dur și grosolan. Dar s-a schimbat, s-a educat. E rafinat și până acum n-am observat. Da, inima îmi bate. Cine-ar fi crezut așa ceva? Nu-i o seritate, dar ceva eu nu am observat când mă privea. Și de Crăciun? Da. Belle, ce e Crăciunul? O, Ciob, chiar nu știi de Crăciun? Șosete în fața șemineului, brad, beteală, cadouri? Cadouri? Primești și eu? Desigur, toată lumea primește cadouri de Crăciun. A, chiar și stăpânul? Da, chiar și stăpânul. Și ce o să-i dai? Nu-l cunosc destul de bine ca să știu ce-și dorește. Tu ce-și dorești? Păi, cel mai mult și mai mult îmi plac cărțile. Poveștile. Dă-i stăpânului o poveste. Așa e, Ciob. O poveste. Opri dragonii care încă l-urmăresc cu-n zâmbet, un zâmbet. Noi visuri se-mplinesc. Basme, iar basme, da, cu sirene răci și-o doare. Lume de vis în care tot ce vrei se poate. Eu știu că rara voi găsi. Basme, iar basme, cu mulți eroi ce-mi fic tristețea. Ei speranță-i vor insufla, el altfel va trăi. Povestea lui Ceasornic despre o carte minunată. E despre o fată care stă cu mama ei vitregă. O femeie rea, care o pune să muncească zi și noapte. Bineînțeles, fata se simte. Dar mama vitregă nu-i dă voie. Îi cere să termine treaba. Nu e îngrozitor? S-a întâmplat ceva? Există oare vreo metodă, un alt fel de fi înțeles? Vreau să văd acum ce vorbeam de ales. Înțelegem, o
Și tu